Miercuri dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călăraș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Călăraș și un procuror german împreună cu polițiștii din cadrul poliției Bayreuth Germania, au efectuat șapte percheziții pe raza județului Călăraș. Au fost vizate locuințele unor persoane bănuite că începând cu anul 2017 și până în prezent ar fi săvârșit 246 de infracțiuni de furt din locuințe și societăți comerciale pe teritoriul Germaniei. Polițiștii vor pune în aplicare patru mandate de aducere, iar la finalizarea perchezițiilor, persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunilor vor fi conduse la audieri, urmând a fi propuse măsurile legale prin unitatea de parchet. La activități participă polițiști din cadrul structurilor de investigații criminale, ordine publică, criminalistică și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, precum și polițiști din cadrul Poliției Bairot.